Fetele astea toată ziua, toată după amiază au gătit în bucătărie, Cătălina, Maria, Nemuna, a fost și Irina pe acolo, nu știu cu ce le-a ajutat. Cred că pentru mâine pregătesc ceva, o supă de pui cu tăiețel. Maria a făcut tăiețelul de casă și au scos un pui congelat de la frigider, l-au pus să se deschețe. Cumva a trecut ceva timp, câteva ore chiar, înainte să vină sora lui Dani, anemână se chinuia să taie puiul acela congelat și la un moment dat era și doamna Ana în bucătărie și a zis: mamă, nu mai pot, mă ustură degetele, pentru că era puiul congelat și era foarte greu să-l taie, evident că și unei gospodine desăvârșite ar fi greu să mătrășească un pui congelat din frigider, chiar dacă a stat o oră, două afară la dezghețat. A venit doamna Ana, l-a tăiat ea și când lumea se așezase pe canapele, acolo așteptând petrecerea lui Dani, spunea bunica, lăuda fetele că a gătit Maria, Cătălina, Anemona și că Anemona se chinuie să taie găina. Și zice doamna Ana, e căcat, l-am tăiat eu când începuse săraca că ustură degetele. Băi, nene, aici este momentul. Atâta răutate cât au femeile astea, nu am văzut în viața mea. Cum mă să spui așa? Și aici este momentul. Când Anemona spunea că ustură degetele de la puiul acela foarte rece, chinuindu-se să-l taie cu cuțitul, și doamna Ana nici măcar nu a rugat-o. Efectiv, ea s-a oferit să-l mătrășească. Anemona a spus că o să-l lase până după petrecere. Și l-a tăiat ea, știi că e căcat. Îi l-am tăiat eu, că spunea că ustură degetele, a început săraca că ustură degetele. Atâta răutate și atâta înverșunare la doamna Ana și la doamna Eleonora pe fetele astea, nu am văzut în viața mea. Măcar s-a oferit să facă, ce crezi? A făcut tăiței de casă, a făcut cartofi gratinați. Au făcut pulpe la cuptor, am văzut că a luat, îi spunea și lui Vlad să ia, mi se pare că a luat și Zeinu o farfurie de mâncare. Băi, măcar au făcut ceva, adică au făcut, chiar au făcut. Și tu vorbești în felul ăsta despre ele, pentru că era puiul congelat și nu putea să-l taie. Fata aia a zis că îl lasă până după petrecere și îl taie.